tuturor, eu sunt Jelina și bine ați venit pe canalul meu. Cu ocazia zilei României din 1 decembrie ne-am gândit eu împreună cu alte fete să facem o colaborare cu un tag românesc, așa, pentru ziua noastră națională. Aceste fete sunt Daniel Raz, Creața 1491, Alexandrina Lasco, Zuzulica, Larisa, From Meg With Love. Și haideți să trecem la întrebări. În ce oraș te-ai născut? M-am născut în București. Pup cartierul meu Colentina și pup toată lumea de acolo. A doua întrebare. Locuiești în România sau ai emigrat în altă țară? Am emigrat în altă țară, locuiesc în Italia, lângă Roma, pe malul mării. Este minunat. Păcat că nu ninge, dar clima e destul de frumoasă și mai ales cu mare aici e super. A treia întrebare, care este orașul, zona turistică preferată a ta din România? Eu ador Brașovul, ador Transilvania, ador munții noștri, deci aia este zona mea preferată din România. A patra întrebare, ce particularități au limbajul și accentul din zona ta natală? Păi noi la București vorbim așa, mai jumecheriți, ne dăm, ne rupem în figuri că vorbim. Accentul nu are prea multe schimbări, dar e modul flecmatic așa de a vorbi, că suntem jumecheriți la București. Următoarea întrebare. Care este mâncarea românească preferată? Mâncarea mea românească preferată este orez cu lapte. Eu ador orezul cu lapte și, bineînțeles, îmi place mămăliga cu brânză și cam atât. Eu ador duminica dimineață când mama mea îmi pregătește orez cu lapte și îmi pun așa deasupra și niște nuci și niște scorțișoară. Bun. Următoarea întrebare. O personalitate românească pe care o admir. Eu admir pe Mihai Eminescu, pentru că omul ăla a făcut niște poezii care, sincer să fiu, nu au egal în lumea asta. Și să nu mai vorbim de Luceafăr, care este super. Numai când mă gândesc, mă emoționez. Deci eu admir pe Mihai Eminescu. Următoarea întrebare. Cântărețul actor preferat. Când eram acasă și urmăream foarte mult pe Ștefan Bănică Junior, îmi plăcea la nebunie. Muzica mea românească preferată este Betty Blue, îmi place Laura, îmi place Charm. Următoarea întrebare. Care este primul lucru care îți vine în minte când spui România? Primul lucru care îmi vine în minte când spun România este la țara la Mamaia. Mi-aduc aminte de praful de pe linie, că linia la țara la Mamaia era strada. Și noi când era vară, tăsculți, mergeam cu praf așa repede și se ridica un praf de la nebun și eram murdari și fugeam la canal să ne aruncăm, să facem baie. Alea sunt emoțiile care mi le aduc aminte cu mare plăcere când spun cuvântul România. Următoarea întrebare. Canalul românesc de YouTube favorit. Bineînțeles, mă uit la multe canaluri, urmăresc multe fete. Prima fată pe care am urmărit-o este Ioana 114. Ea a fost prima înscrisă la canalul meu și îi mulțumesc. Deci eu am urmărit toate videoclipurile ei și îmi place mult de tot de ea. Urmăresc canalul lui Alexas Hayat. Am cunoscut o persoană așa minunată și ne-am apropiat amândouă ca două surioare. Și o salut și pe Alexa și multe, și adică mămica lui Noua, urmăresc Bianca Cosmetic, am o grămadă, le urmăresc pe toate. Cum iese video, eu tac, mă duc să mă uit la ele.
Vă pup pe toate. Următoarea întrebare: ce te face mândru că ești român? Faptul că am respect pentru oameni și asta e mulțumită numai faptului că sunt româncă, că am fost crescută de o familie de români, că am fost crescută în România și chestia asta de respect spre oameni nu ți-o dă decât educația și de unde vii tu, educația poporului tău. Și asta mă face să fiu chiar mândră că sunt româncă. Cam atât a fost întrebările. La mulți ani tuturor românilor din toată lumea și din România. Vă salut pe toți. Nu uitați să vă duceți să vedeți videoclipurile fetelor din colaborare. Daniel Raz, Creața 1491, Alexandra Lasco, Zuzulica Larisa, From Meg With Love. Ne vedem la următorul video. Ciao, ciao!